Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mult. Bună dimineața, oameni buni! Emisiunea Cafeaua de dimineață. Suntem în 5 iulie și după emisiunile de alaltă ieri și de ieri, astăzi încercăm să ajungem la niște concluzii în măsura în care se poate ajunge apropo de proiectele care se derulează la nivelul Consiliului Județean Neamț, apropo de Spitalul Piatra Neamț și alte asemenea subiecte. Invitat și salut pasul spre normalitate, adică spre dialog într-o emisiune în direct, este Iona Saftei, președintele Consiliului Județean Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Transmit un salut, așa cum trebuie făcut, într-un mod decent, nemțenilor care ne ascultă, și ne urmăresc. Au răbdarea să ne asculte, să ne urmărească, în sfârșit să se uite și la noi așa. Da, domnul președinte, nu o mai lungim cu vorbe și cu asta, că timpul e scurt și problemele sunt multe. Eu aici în emisiune am atras atenția asupra unei situații și cu asta aș vrea să începem, și anume ce se întâmplă la Spitalul Județean Neamț. Și nu neapărat la Spitalul Județean Neamț, ci cu proiectele care sunt în Spitalul Județean Neamț, da, în jurul spitalului, pentru că de fapt avem două probleme. Spitalul nou și spitalul care există. Spitalul care există, știm cu toții că are nevoie de îmbunătățiri, avem problema amânării acreditării, da, avem problema amânării acreditării, nu se putea lua în condițiile astea. Și haideți să vedem un pic ce se întâmplă în spital acum. Adică, proiectele care sunt în derulare și, din păcate, avem multe în derulare, avem unele retrase și din alea care sunt în derulare avem câteva blocate. Da. Problematica spitalului e județean de urgență și mi a spus cineva că trebuie să-l numim Spitalul Județean Neamț și nu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Da. Dar asta e mai puțin important. E destul de vastă și ea vine dintr-un trecut care, din nefericire, nu a permis perfecționări. Nu a permis o îmbunătățire calitativă a tot ce înseamnă structura medicală din cadrul acestui spital vechi. Vedeți, dumneavoastră, în ultimii 6 ani de zile s-au alocat spitalului județean în jur de 80 de miliarde de lei. Mă refer... Lei vechi. Mă refer la următorul aspect. Deci, pentru întreținere, pentru schimbare, robinet, mai știu ce țeavă, deci un văruit, un zugrăvit pe acolo, deci 80 de miliarde de lei. Constat, și am constatat, venind la conducerea Consiliului Județean, că spitalul s-a transformat de-a lungul timpului într-un sac fără fund. Ceea ce înseamnă alocarea de fonduri, ceea ce înseamnă cheltuirea, până la urmă, banului public. O spun pe o perioadă de aproape 7 ani de zile. Singurele, momente în care s-ar vedea o anumită implicare e sub actuala conducere a Spitalului Județean, de domnul Alex Filimon, managerul spitalului, care a înțeles, și are și o anumită viziune constructivă pe undeva, care a înțeles că nu se mai poate în felul în care ziul se prezintă acest spital la această oră. Eu, constatând neajunsurile din cadrul spitalului de urgență, am dispus ca măsură să zic ce se întâmplă cu banii așa și încotro se duc, ca fiecare pavilion, fiecare construcție de acolo,
să intre specialiștii noștri, să analizeze, să evalueze, să facă devize de lucrări și să încercăm pe baza unor asemenea devize obiective, să nu spun obiective, să remediem ce se mai poate remedia la spitalul de urgență. Aș vrea să vă spun că în urma unor asemenea analize pe care am discutat acum vreo două luni de zile, s-a ajuns la o concluzie că va trebui să introducem pe fiecare pavilion, în sfârșit, în jur de o cheltuială de vreo 24 de miliarde, 2 milioane și 400 de mii de lei. Fiecare compartiment? Nu. În total. De cele patru cele, am aici toată situația. Nu? Deci, sigur că ne concentrăm să vedem cum, în ce fel, facem rost de acești bani, pentru că nu ne putem juca cu sănătatea oamenilor și nu este doar o grijă de natură subiectivă. Este o grijă care trebuie să conducă la o decizie corectă, fermă, aplicabilă, ca să scoatem din impas, până vorbim noi de spitalul nou, să scoată din impas situația de la spitalul acum, aici. Haideți să încercăm să jucăm cu cărțile pe față. Vă rog. Avem un proiect, s-a discutat zilele astea foarte mult despre el, acela cu fluidele. El e impropriu. Proiectul e mult mai mare. Oxigen, da. Electric, în sfârșit. El a fost retras. A fost semnat în anul 2022, dacă nu mă înșel. Da, da. Și a fost, are termen de, avea termen de finalizare în sfârșitul acestui an și a fost retras. Recunosc că pe mine nu m-a convins deloc argumentația din raportul de specialitate pe care consilierii județeni l-au primit în MAPE și bănuiesc că cel care a făcut, cel care a promovat proiectul, adică dumneavoastră l-ați promovat, nu? Sau da, inițiator. Inițiator de proiect. Au voie și consilierii să fie inițiator. N-a semnat cu mare dragoste proiectul ăsta. Indiscutabil, sub nicio formă. Vă rog să-mi spuneți, pe înțelesul meu, că eu nu sunt inginer, nu mă cheamă nici Conache, nu mă cheamă nici, nu mai știu care sunt pe acolo ingineri și specialiști. Rețin pe înțelesul meu. De ce a fost retras acest proiect? Că eu nu cred că proiectantul este în totalitate vinovat. Domnul Bălănescu, este o vină colectivă. Și nu spun asta doar ca să salvez cumva, aș zice... Păi nu, că o cam trecut vremea asta. Rigoarea cu... și fața Consiliului Județean. Este o vină colectivă. Sigur, vedeți dumneavoastră, în momentul în care s-a semnat un asemenea contract, procedura care ar fi însemnat, de fapt, derularea contractului ca atare, a avut niște sincope de neiertat. Toată lumea aruncă în spatele proiectantului, e vinovat, pentru că acest proiectant, ce s-a întâmplat? N-a mai răspuns la telefon. Și a văzut de cursul de vizabilitate cu cea mai vaură și n-a mai răspuns la telefon. Așa. Firma, nu știu ce firmă, Levitează, probabil că levitează și acum. Problema e că noi trebuie să găsim, și revin imediat, trebuie să găsim acea soluție, poate la nivel național, că asemenea oameni, asemenea societăți, asemenea indivizi, care produc asemenea neajunsuri, după ce își încasează niște bani de la fel de fel de instituții, cum a fost și de la noi, sau chiar de vreo 1.400.000.000, trebuie să fie catalogați într-un registru național, încât să nu mai poată, practic, accesa alte lucrări. De acord cu dumneavoastră, dar nu mai facem un registru cu cei din instituții publice care permit ca asemenea proiectanți să-și desfășoare activitatea, să nu mai aibă ce căuta în instituții publice? Ajung și acolo. Întrebarea mea este următoarea. Prelun de trei luni, de câteva luni de zile, cu acea Consiliul Județean, întrebarea este una foarte clară. Cine i-a adus? Categoria nu i-a adus Ionel Arsene. Vă spun sigur asta. Dom'le, cine i-a adus pe ăștia? Mai avem situații de genul ăsta.
Eu nu, dar am înțeles că acest proiectant este și în alt... Nu, e altcineva acolo. La porțele neam să le fac referință. Nu, ci că e aceeași persoană, dar sunt firme diferite. O să verific să văd despre ce. Așa au spus funcționarii dumneavoastră în ședință. Deci voi verifica și ca să fiu sigur, eu să nu umblu cu... Așa. Deci într-o asemenea situație, plecăm de la un consens foarte clar. Eu nu sunt sub nicio formă de acord cu anumite, zicere așa de pe poziție media, lucrări date cu adresă, lucrări date. Nimeni n-a spus asta acum. Acum n-a spus nimeni asta. Da, au spus-o chiar zilele trecute. Pe mine mă interesează... Dar eu ca șef de aceste instituții nu pot accepta asemenea, cum să vă spun, imprecația, nu numesc altfel. Dacă aveți să-l dovezi din punctul ăsta de vedere, sunt primul susținător să fie sesizat de Neo, Direcția Națională Anticorupție. Eu nu mă joc acolo. Eu nu mă bag în licitații și nu sunt interesat de modul obiectiv în care se desfășoară licitația. Sau cum se încredințează, aș zice, în mod direct anumite lucrări. Dacă există suspiciuni, să fie într-adevăr, sesizate organele de urmărire penală. Revenind puțin de la proiectul ca atare, care cred că este foarte grav că nu s-a realizat acest proiect, riscam, datorită întârzierilor în ritmul realizării lui, întârzierii grosolane și din vina unei părți din compartimentul, tehnic, a ceea ce înseamnă specialiștii noștri la Consiliul Județean. Și vreau să știți... Puteți fi un pic mai precis? Adică ce înseamnă specialiști, compartiment tehnic? Avem dacă spuneți tehnic, eu mă gândesc la direcția tehnică. Este vorba de compartimentul implementări proiecte, ca să nu spun altceva. Dar știți foarte bine că în momentul în care am fost la emisiunea dumneavoastră precedentă, eu am spus o chestiune și poate unii nu m-au luat în serios, eu tac și fac. Deci nu va rămâne fără urmări o asemenea problemă. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și la PASERV, v-am spus că va fi schimbat directorul acolo, sigur, Consiliul de Administrație a luat măsura cuvenită și iată că avem un nou director la APASER, care e dispus să facă ceea ce trebuie pentru a revigora și reabilita în ochii populației această companie care noi suntem, finanțatori principali, suntem acționari principali. Nu va rămâne fără urmări nici acest proiect care nu a fost realizat, că nu ne jucăm cu sănătatea omilor, și e vorba și de pericole efective. Aici e problema până la urmă. Și de pericole efective care, sigur, pot deriva din lipsa aplicării unui asemenea, sau implementării unui asemenea proiect. Vedeți, dumneavoastră, categoric se poate invoca, domnule, că ISU nu a dat voie, că nu știu mai cine de la București, că la nivel de minister de asemenea avem aici o adresă, solicitarea noastră care a fost respinsă. Intrăm într-o birocrație ieftină, nenorocită, din nefericire, care a condus la ceea ce a condus. În loc să fie avut la vremea asta două, trei etaje făcute. Exact, exact. Adică este inadmisibil să stai în birou, să judeci viața oamenilor, sănătatea oamenilor în hârtii pe care tu le trimiți și ca să te acoperi, să-ți acoperi, o dorință. Nu înțeleg ce. Nu înțeleg. Și asta este una. Avem proiectul celălalt la care s-a renunțat. Proiectul UPU. Da, și acolo e... Și acolo e și mai grav, pentru că acolo e din 2018 semnat proiectul. 2018. Deci dacă adunăm astea două proiecte și mergem acum mai departe, pediatria. Domnul președinte, pediatria, din câte țin eu minte, a început prin 2013-2014. Da. Suntem în 2023, au trecut 10 ani, 9 ani, cât or fi, 8 ani, tot timpul. Nici acum nu e finalizată. Dacă întreb acum care e stadiul la pediatrie, o să-mi spuneți simplu, domnul Bănescu, știți... Mai e de lucru, e de lucru. E de lucru, nu? Dar eu, din informațiile pe care le dețin în momentul ăsta, știu că există un studiu DALI, da, care în mod normal ar trebui să fie, cum să vă spun eu, pus pe piață. Întrebarea mea este... Ce mai așteptăm?
Deci, spuneam acum câteva minute că preluând din mers anumite lucruri... Să știți că eu n-am glumit când am spus că crește producția de preșuri. Acoperirea, da. Mă rog. Deci, preluând din mers aceste lucruri, încerc să le... o fel de decelare a lor. Încerc să înțeleg fiecare componentă, fiecare chestiune care grevează într-un mod negativ un segment sau un sector sau altul, fie de la spital, fie din altă parte, și nu voi rămâne fără răspuns la toate acestea. De aceea v-am informat și informez și populația că am luat acea decizie ca și specialiști în Consiliul Județean să facă și de vizite de lucrări și să vedem, pentru că domnul Bărănescu, era ceva peste putință. Adică nu poți schimba un robinet, dau un exemplu, poți să-l schimbi cu 15 lei. Vorbesc ca manoperă, în sfârșit. Cât costă robinetul e altă problemă. Dar nu poți schimba, domnule, cu 60-70 de lei. Sper că mă să înțelegi ce am spus. Eu am înțeles perfect. Adică haideți să nu mai umflăm de vizie. Ori aducem echipe serioase care se apucă contractual de treabă în modul cel mai serios, cu sancțiuni efective și atunci și sigur cu niște plăți condiționate. Nu-ți dau, îți mai dau și avans. Auziți, domnul președinte, spuneați de proiectantul care nu răspundea la telefon. În cazul pediatriei avem un proiectant din Iași, dacă nu mă înșel, care nici așa, tot așa mi s-a spus, nu răspundea la telefon. Am făcut o minimă verificare pe Google, da, cum da, așa. Și am observat că firma proiectantului, nu mai știu, ceva cu, avea un nume de personaj cunoscut în Neamț, parcă, și în Piatra Neamț, la nivel chiar de cetățean de onoare, Bodo, parcă, dar n-are nicio legătură una cu alta. Da, da, da. Așa. Firma individului respectiv era, nu mai răspundea la telefon, dar în curtea aia unde era, ele mai erau trei societăți cu același profil, cu același acționar. Și am stat și eu și m-am întrebat, băi, nu răspunde la telefonul de la o firmă. Dar poate răspunde la telefonul de la altă firmă. Chiar așa ne blocăm. Și întreb și eu acum, uite, dau ăsta jos și vă întreb, domnul președinte, era să zic una din aia așa mai neaușă, cine plătește toate chestiile astea? Aici e problema. Cine plătește chestiile astea? Plătim noi din banul public. Păi da, eu m-am săturat, domnul președinte. Eu m-am săturat să plătesc pentru o pediatrie. Asta vreau să stopez. Și sper să reușesc în mare măsură, haideți că eu nu mă băt cu apă rece, sper să reușesc în mare măsură să stopez cheltuirea banului public de o manieră în care și-o permite ba unul sau altul în fel de fel de artificii sau jonglerii, mă rog, la nivel de proiectare, sustenabilitate, mai știu, la nivel de interpretare într-o formă anume a legii. Deci încercăm să venim cu o perfecționare a activității Consiliului Județean din punctul ăsta de vedere. Și s-a apropo de sunat la proiectant. Era o întâlnire cu cei care implementează proiectele la noi și cam toți mi-au invocat ideea de proiectant. Și a zis, mă, oameni buni, de ce nu spuneți cine sunt ăștia? E Cutare, Popescu, Ionescu, Vasilescu. Mie nu-mi cad galoanele dacă pun mâna pe telefon și X. Sun acum la ei. Eu sun acum. Auziți, știți să cum? Văd despre ce-i vorba. Dar de ce trebuia să vă spun așa? Este X, a cărui unchi lucrează în Ministerul Sănătății la Direcția Investiții și dacă nu facem cu X, ni s-a spus că mai e greu. Acest lucru e foarte grav și nu sunt adeptul la așa ceva. Vă rog să vă poate să vină la orice nivel și oricine așa. Nu am acceptat și eu nu vin cu vorbe goale aici. Cine mă ascultă acum din Consiliul Județean știe foarte bine că nu accept asemenea chestiuni, indiferent la ce nivel vor veni. E o problemă foarte strictă de care, știți ce, eu am venit în Consiliul Județean, apropo de această funcție, să fac treaba și nu să mă leg la cap. Domnul Bălănescu, eu am cu ce trăi. Deci nu am nevoie să fac pe placul cuiva ca și eu să plac la rândul meu. Dacă vor să accepte modul meu de lucru, e bine, dacă nu, am mai spus-o, ne spunem la revedere. Deci un mod de lucru care să fie corect, să fie legal. Pentru că s-a făcut atâta scandal cu un gardă pe la Roman. Dar ce-o vine acolo Consiliul Județean? E o evaluare făcută de un proiectant, așa. S-a introdus la nivelul Consiliului Județean, o să vedeți surpriză.
S-ar putea că eu am dat drumul să facă devize și niște factori obiective. Și ar trebui să îmi surprez că este mai scump decât am făcut la evaluare. Marea problemă este că acolo proiectantul cere niște sume colosale. Opa! Dar cine își dumneata proiectantul? Deci nu, că s-a dat asaft, e vinovatul, e urmașul, n-am nicio treabă. E o gândire, cum să vă spun, dacă îmi permiteți așa, la nivel cerul subnutrit, dați-vă cum spune, că e o gândire nealimentată cum trebuie. Ca să afirm că ASAFT e vinovat din cauza unui gard, că nu, e o evaluare, am spus că retrag proiectul în cazul arsei, așa. L-am retras, l-am dat la revizuire, vine și cu variantele celelalte și s-ar trebui să avem surpriza că e mai scump gardul ca atare, dar o să vedem ce facem cu plata la proiectare. Noi n-am dat niciun ban la Consiliul Județean până acum pe un asemenea proiect, ca să ne înțelegem foarte bine. Și nici nu voi da. Acel proiectant trebuie să revină un pic la gânduri mai bune, mai... Știți cum e? Cu și cât pui preada mai merge mare la proiectant, că proiectantul, din câte știu eu, ia o cotă parte din procent din valoarea totală, deci, dacă nu așa. Să ne întoarcem la... Uitați-vă, să avem ambulatoriu, să tot face caz cu ambulatoriu. Asta, o altă problemă. Exact. După decopertare, după ce s-a dat mortarul jos de păzirul, s-a constatat că e o dărepănătură, domnul Bărănescu, că nu răspunde la nicio normă. Îi sun. Deci avem de siguranță de securitate. Atunci s-au stopat lucrările. Bun. Acum o să reîncepem altă licitație, va dura. Dar trebuie să facem... Sunt două variante. Ori o dărâmăm, ori consolidăm. Să mergem pe varianta consolidării. Vom vedea acum, sigur. Alt studiu, altă expertiză, altă licitație. Bun, eu întreb așa. Cel care a făcut studiu inițial... Eu nu înțeleg un lucru. E o clădire veche, da? Eu mă duc să fac un studiu. Pentru ce? Pentru reabilitare. Dom'le, chiar nu fac niște sondaje. Adică, haideți să... Ați dat la lucru și a preluat OCNI-ul secția oncologie, da? Aceeași poveste. Deci ceva sondaje s-au făcut acolo. Problema este că n-au dat jos mortarul întreg, abia atunci s-au făcut vicele ascunse. Adevăratele vicele ascunse. Un proiectant și un constructor deștept știe la o clădire unde să ducă, să caute, pentru că da. Eu am, acum, cum spuneam noi înainte de emisiune, îndoiala rezonabilă, da? Îndoiala rezonabilă. Nu, eu zic îndoială de data asta, că eu nu sunt nici ministru al justiției, nici ONG-ist, nici la Bruxelles. Nu mă cheamă nici Monica. Da. Deci, am îndoiala rezonabilă că s-a dorit să ajungă la situația asta. Se poate bine încă persoana. Vă rugăm frumos. E valabilă. Deci ceanura este... Deci noi nu folosim ceanură la cafea, folosim doar arsenic. Deci puteți bea liniștit. Adică să știți că e o metodă, dar nu vreau să zic deci, acum, că nu e bine să dăm repoasă. Eu vă rog să folosiți cu încredere. Da, mă rog. Deci doza de arsenic este atent dozată ca să țină prin octombrie. Că s-ar putea în octombrie să mărim doza. Să fie nevoie de mai multă. Da. Revenim. Deci, am înțeles. S-au găsit vicii ascunse. Întreb, ăia care au făcut înainte, sunt tot ăia care vor face acum? Nu. Știți de ce? Că mă... Este unul din elementele la care umblăm vis-a-vis ce înseamnă schimbare. Am fost comentat că nu arsenic, arseniu. Eu nu prea am fost bun la chimie. Da. Da. Dar în schimb la istorie mă mai pricep. După ce terminăm emisiunea, vă să spuneți ce se poate întâmpla cu... Am înțeles. Da, nu puteți să spuneți. Da, haideți să revenim. Da, vă rog. Am înțeles asta. Ce se întâmplă cu oncologia? Acolo e crimă. E un proiect care de asemenea băltește de foarte mulți ani de zile. Păi, asta e întrebarea. Și a fost anunțat odată cu UPU în 2019. Semnarea contractului în aceeași zi. Da. E o situație destul de delicată acolo. O să vedem și acolo constructorul cu
CNI-ul, în sfârșit, ei trebuie să stabilească. E o întreagă... Vedeți, nu toate țin de noi. Aici este marea problemă. Problema este următoarea. Dar eu nu bolnavii să merg... de cancer din Piatra Neamț acum au o mare problemă. Foarte mare problemă. Și problema asta, din câte văd eu, nu va putea fi rezolvată în următorii 2 ani în vechiul sediu. În vechiul sediu. Și atunci, întrebarea mea este și pentru directorul spitalului și pentru dumneavoastră, ca instituție, cum spun eu, tutelară, da? Da. Ce facem 2 ani de zile? Găsim o soluție? Stăm tot pe holurile alea înghesuiți și în condiții precare pentru un om care deja are o traumă? Am trecut de la neseriozitatea unor proiectanți la neseriozitatea constructorului. De aceea, Compania Națională de Investiție caută, sigur, un alt constructor să ne conducem la capăt. Problematica asta, pavilionul pentru oncologie de la Spitalul Județean de Urgență. Noi trebuie să fim conștienți și de faptul că investiții trebuie să fie în vechiul spital, pentru că până la realizarea noului spital, ne vom chinui cu ceea ce avem. Dar nu la stadiul la care există acum, ci să încercăm să îmbunătățim calitativ serviciile și condițiile efective de, aș zice, de muncă în sfârșit și de pentru oamenii, iertați-mă, care ajung în spital, să stea în condiții cât mai bune. Eu aș vrea să întrevăd. Adică pe lângă nefericirea bolii, pe lângă nefericirea exact. Bolii, nu trebuie și nefericirea în condiții precare. Și aici, întrebarea este aceeași. Domnule, s-a făcut ăla proiectul ăla în 2019. De ce, Doamne iartă-mă, am așteptat până în 2021-2022 să începem? Doi ani de zile. Eu mi-am așezat foarte bine mapa problemelor de viitor în astea 2-3 luni de zile. Și ca de unul mă văd să mă leg de gardul Parlamentului și aici, mă rog, una e metafora și alta e realitatea. Mă voi duce punctual la ministere și să văd ce pot face. Deci eu nu mai stau în zona în care, domne, haideți să vedem cum faci, că mergem în echipă, că mergem... Nu. O să leau pe domnul Păduraru, vicepreședinte Consiliului Județean, pentru că unul de noi trebuie să rămână aici, apropo de domnul Chitic, și vom merge să vedem. Domne, sunt 2-3 zile în București, dar ce putem face? Vedeți dumneavoastră, mai așteptăm acum pentru spitalul nou, sigur, contractul de finanțare. Semnarea contract de finanțare. Deci ajungem la spitalul nou. Haideți să vedem. Ne mai ocupăm și cel vechi, dacă vreți. Deci contractul de finanțare. Așteptăm de 3 luni de zile. Dar cine nu... Stați că eu nu înțeleg. Mi s-a spus așa. Că s-au semnat, lista este aprobată, bla, 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 bla. În anumite locuri s-au semnat contractele. Ce se întâmplă de în Neamț? Nu se semnează contractul. Ce corespondență? Nu doar în Neamț. E vorba de vreo 3 județe din Moldova. Pe mine mă interesează în Neamț. Sigur că da. Ați făcut vreo corespondență, vreo discuție? Nu, e discutabil. Sigur. Și ce vi s-a spus? Că se va rezolva. Bine, a și fost schimbarea asta de guvern. Domnul Bălănescu. Dincolo de o situație obiectivă, trebuie să privim totuși lucrurile în sistemul lor de valori. Deci a fost schimbarea asta de guvern. O anumită indecizie, cine va fi, cine nu va fi, în sfârșit. Lucrurile s-au așezat. Reluăm această discuție și sperăm noi ca să rezolvăm cât mai repede problematica semnării contractului de finanțare. La această oră, deci pe data de 29 iunie, s-au transmis comunicările rezultatului procedurii de achiziții, servicii de consultanță. Deci astea au fost transmise pe 29 iunie. Până pe 6 iulie așteptăm contestațiile. Vom vedea. Dacă va fi contestată vreo procedură, deci, vedeți dumneavoastră, e un mecanism birocratic foarte greu, care ne împiedică foarte mult să ducem la bun sfârșit anumite lucruri. Revenind puțin la
De-aia a spus-o de vina colectivă, apropo de ce înseamnă și cu fluidele astea. De la minister să spunem, la spital Alex Filimon, categoric, cu gândul că va trebui să facem lucruri bune, invoc anumite condiții, condiționare așa. Noi pe partea înaltă dăm bani, noi nu putem spune și nici el nu va să spună că nu e o situație cum am aici. Așa. Am dat și anii trecuți, de-aia mi-a spus că s-au dat aproape 80 miliarde, dăm și anul ăsta. Și am mai și dat, dacă nu mă înșel, o sumă către spital. Nu poți să lași spitalul pur și simplu. Bun. Așa. Dar în momentul în care intre în hățișul ăsta birocratic și se închide cercul pe undeva, nu mai poți ieși din cercul ăsta. Și asta s-a întâmplat cu fluidele astea. La care adaug, așa, aș zice, neimplicarea fermă, cum vă spun, o anumită vinovăție în cerul care trebuie să implementeze acest proiect. Se va discuta pe subiectul ăsta și vă asigur că nu va rămâne fără urmări. Pentru că acolo unde lucrurile nu merg bine, cineva trebuie schimbat. Sau ceva trebuie schimbat. Și se va întâmpla. Bun, am înțeles. E un avertisment pentru cei care sunt legați direct de aceste proiecte. Sigur. E un avertisment care, cum să vă spun eu, că îi schimbați, pe mine mă încălzește sau nu, e una. Dar eu vă spun, de la începutul, de acum 2 ani, de când sunt proiectele astea, UPU, cu fluidele, cu pediatria, cu oncologia, cred că mai avem unul parcă. Așa, toate proiectele astea... Ambulatoriu, de care vorbim. Nu, pe lângă ambulatoriu. Mai avem unul cu un bloc de locuințe. Mai e altă. Deci, mai avem unul. Care și ăla nu știm cum stăm cu el. Îl facem aici, îl facem dincolo. Exact. Deci nu știm încă, dar probabil că și ăla are un termen. Și să nu-l pierdem și pe ăla. Era vreo 11 sau cât, 11 milioane de... Da, vreo 11 milioane. Așa. Ei, toate lucrurile astea arată ceva. Arată că există o problemă de strategie care acum a picat în spatele noii echipe, că pare de noaptea minții să ai finanțare, să-ți dezvolți UPU și tu să te oprești. Să ai finanțare, aia să te oprești. Să te apuci să construiești ceva și să te oprești. Bine, ne-am oprit la oncologie. Acum ne oprim acolo, ne-am oprit la pediatrie. Deci avem o problemă. Ne-am oprit la ambulatoriu. Ne-am oprit la ambulatoriu. Avem... Ne-am oprit la spitalul de psihiatrie de la Roman. La Roman. Deci, dom'le, avem o problemă undeva care ține de partea tehnică a lucrurilor. Pe lângă partea de hârtii. Ține de partea tehnică, dar iertați-mă, ține și de seriozitatea unor constructori. De exemplu, la ce s-a numărat spitalul de psihiatrie din Roman, vă spun că intrăm deja într-o zonă care ține așa de noaptea minții. Deci, nu vă puteți imagina atât de un dosar de adrese, de contestări, de în sfârșit. Până s-a luat concluzia că trebuie scos acel constructor din dispozitiv. Acum reluăm toată problema asta cu o nouă licitație, cu o nouă expertiză. Și toate astea, vedeți, costă timp. Dar adică, nu costă bani, Jos? Costă bani? De, bine, costă bani? E o sumă care e asigurată. Dar, vezi, dumneavoastră, e vorba de timp. Deci tot întârziem. Și toată lumea suferă. Știți ce mă întreabă cineva acum? Domnul Vălescu, întrebați-l pe domnul Asafei dacă nu cumva există o legătură între această vină colectivă și faptul că dacă treci prin fața prefecturii, da, aproape constant în față vezi oameni la țigară și cafea. Că nu știi dacă ești de la prefectură, dacă ești de la Consiliul Județean, de la alte instituții care sunt în clădire. Adică ce vrea el să spună? Dar nu am înțeles o lejeritate. Nuanța. Am înțeles nuanța. Acum... Și să cu fumatul ăsta în clădiri și în toate. Nu, nu-i vorba de fumat și de cafea. Nu, înțeles, e vorba de lejerit. A pierde timp în loc să se acorzi, sigur, proiectul și, de fapt, celor opturi care trebuie să stai acolo și să concepi, să crezi. Să urmărești. Să urmărești, să adică soluții. Da. Sigur că da. Da, nu. Observația mi se pare pertinentă și nu avem... Nu, adică, apropo de modul în care reacționează oamenii. Pentru că...
chiar am încercat să stau și să pun pe hârtie, să vedem, Spitalul Județean, atâtea fonduri, aia. Dom'le, dar parcă prea multe să opresc. Și nu-i numai vorba de spital. Nu-i numai vorba de spital, pentru că mai avem și alte proiecte cu probleme. Dar să încercăm o concluzie la spital. Deci, când credeți că se va semna pentru spitalul nou și care sunt soluțiile pe care le încercați pentru spitalul vechi? Să încercăm o concluzie. Deci, eu vreau să fiu cu o speranță care să se transforme în realitate, deci foarte bine definită. Cred că în această lună iulie vom semna contractul de finanțare. Vă dați seama cam în ce situație voi fi pus ca să constat că de fapt nu s-a semnat contractul de finanțare, pentru că aici nu e vreo că mă duc eu la București și dau cu pixul. Este vorba de consecințele care derivă dintr-o asemenea semnătură pentru județul nostru. Mă refer la consecințele benefice, bune. Dom'le, sau cont de finanțare, avem în sfârșit o gură de oxigen ca să pornim anumite lucruri. Concluzând puțin de la ce înseamnă spitalul vechi, livrat așa câteva informații vizavi de cum stăm la un, la o construcție sau alta, fie că e ambulatorul, fie că e oncologia, fie așa. E în atenția noastră și nu în atenția noastră la nivelul la care ne uităm. Eu mă uit la ceas, primesc mesaje. Deci uitați, vă citesc. Bună dimineața! Am văzut un articol la dumneavoastră în ziar referitor la teatru. Poate domnul Asafi să lămurească situația? Apropo de o ședință care s-a ținut la teatru și n-a fost invitat consilierul județean. N-a fost invitat consilierul județean. Adresa, în sfârșit, sau invitația a fost emisă în altă zonă. Așa. Și vreau să vă spun că s-a repetat chestiunea asta. S-a mai și repetat, da. Nu e o problemă. Încet, încet vom rezolva lucrurile și acolo. Da. Vom rezolva pentru că o asemenea neeleganță vizor de ce înseamnă Consiliul Județean pe care o comportă conducerea Teatrului Tineretului, sigur că va fi în atenția noastră. Asta ca să fiu elegant, decent. Elegant. Da. Deci vom aloca sume în continuare pentru a moderniza vechiul spital. Pentru că, vedeți dumneavoastră, este ce spunea și managerul, domnul Filimon. Domnule, avem mușni în lemn. Și eu l-am chemat, domnule, la o discuție. E dincolo de ce poate... ușă din lemn, s-a spus în timpul secolul 21. Nu mai schimbăm alea. Și bine, nu zice, dar s-a primit că nu ești dumneavoastră de vină. Dumneavoastră, ai preluat dumneavoastră spitalul, că n-ai preluat așa. Ceilalți manageri. S-au primit 80 de miliarde în ultimii 7 ani. Haideți să vedem unde sunt. Pe de altă parte, eu vă întreb așa. Cum poate schimba o ușă managerul? Nu, mă refer la faptul că... Deci eu vă spun că să schimbe o ușă în spital e o adevărată aventură administrativă. Nu, luați-o ca un ritual. Sau ca un ritual. Apropo, că tot m-ați întrebat că mă uit la ceas. Că tot mă uit la ceas. Primesc din spital, de la cineva, o informație. E adevărat că eu recunosc că am întrebat acum câteva zile și domnul respectiv mi-a răspuns acum, probabil că se uită la emisiune. Știți câți oameni au murit în spital în ultimele luni? E o informație care nu am. 600 de oameni. O, Doamne. 600 de oameni. Nici nu îndrăznesc să mă duc să întreb de ce au murit. Exact. Din ce pentru că atunci ajungem la ceea ce am spus eu apropo de oncologie și de altceva. Deci, bun, ne oprim aici cu spitalul. Haideți să vorbim un pic și de celelalte lucruri care se mai întâmplă în județ. S-au întâmplat lucruri bune și le-am semnalat apropo de partea asta de spectacol, de ce mai fost în zona târg, acum vacanțele muzicale, cu succes, până acum
sperăm să meargă în continuare așa. Spuneți-mi un pic, ce se întâmplă cu marile proiecte de infrastructură? Că tot vorbim de... Eu când aud axa 3, mă apucă bâțul. E bine zis axa strategică. Axa strategică 3, mă apucă bâțul, ca să vă spun pe aia dreaptă. Asta e care a impus-o Comunitatea Europeană, că tot ce facem acolo, o imensă parte este finanțată de bani europeni. E vorba de drumul prin Mărgineni până în Bacău, da? Să o spunem clar, drumul care pleacă de sub podul la regiment, da, la Izvoare, așa, la Papuc, unde se lucrează la sengeratori acolo, trece spre Mărgineni și ne întâlnim cu podul la care se lucrează acum de peste Cracău, mergem mai departe spre Făurei încolo, coborâm spre Horia, Ion Creangă, Icușești, Bătrânești și intrăm în Bacău la... Am o întrebare de om nepriceput. Vă rog. Despre această axă, presa a fost informată prin 2014. După care, în primul mandat a domnului Arsene, la începutul mandatului, s-a spus am semnat, avem constructor, avem nu știu ce. După care s-a terminat, nu s-a mai auzit nimic. După care am aflat că s-a mai făcut încă o dată o licitație. După care continuați noastră. Da, după care licitația a fost câștigată de un grup de firme pe tronsoane. Și se lucrează încât noi, în data de 17 septembrie, domnul Bălănescu, vom recepționa, inaugura, luați-o cum vreți dumneavoastră, această axă strategică. Deci, ea când trebuia să fie gata? Nu. Acum are trebuie. Termenul exact septembrie anul ăsta. Bun. Acum exact explicați-mi de ce s-o amânat, de ce prima procedură n-a fost ok. Deci care a fost chestia? De ce? Nu vă întreb degeaba. Nu, m-am ținut departe de informații de genul ăsta. Știți și de ce? Nu, răspunderea. Nu vă întreb degeaba, pentru că ajungem la situația de la fluide, ajungem la situația fluidă din proiectele de la Consiliul Județean. Adică... Eu știu foarte bine ce vreți să spuneți, ce vreți să insinuați, dacă îmi permiteți. Dar nu insinuați, am spus direct. E o realitate, da. Dar m-am ținut departe de mecanismul ăsta și vreau să mă țin departe și acum. Nu este treaba mea cine cum pe seap și ce chestiuni se întâmplă acolo. Este treaba mea însă să vină, am eu o vorbă, oameni gospodari, oameni așezați, proiectant serios, constructor serios și să mergem înainte să cheltuim banii în termenul prin care sigur ne-au fost acordați. Dacă am încheiat o lucrare la data de 31 decembrie 2023, trebuie să o încheie atunci. Și atunci avem, apropo, și revenim la axa asta, avem Muzeul de Istorie, apropo, la Complexul Național. Muzeul de Istorie. Păi da, eu aflu acum că este în termen lucrarea, nu? E cam la 90% realizat. Realizat, dar în termen, nu? Adică nu s-a depășit termenul. Eu zic că va fi în termen, pentru că am avut o discuție cu domnul Leuștean, constructor, care nu era lui, a câștigat licitația pe vremea, în sfârșit, când eu eram vicepreședinte și domnul Arsene era președinte. Și după discuție, cred că lucrurile s-au schimbat un pic. În bine, zic, în bine. Am schimbat, sigur, și managerul de proiect. Sunt informat aproape zilnic cu ce se întâmplă acolo, cu numărul de muncitori, pentru că nu e o joacă. Deci vreo de 5 milioane ceva de euro. Deci, și pe 31 decembrie noi trebuie să predăm la cheie. Bine, în mod normal să știu septembrie. Tot septembrie. Păi de asta vă întreb. Tot septembrie e termenul limită. Dar până în 31 decembrie noi avem de raportat ce am făcut cu sumele astea. Și întrebarea mea este, de ce o trebuie schimbat managerul de proiect? Ca să... Pentru că vechiul manager a simțit așa o durere în genunchi și a trebuit să merg la un spital. E și o realitate, e și o glumă. Pentru că vechiul manager a zis, domnul Sapte, domnule, cred că e bine să găsim o altă soluție acolo. Eu pur și simplu... Adică în ce sens altă soluție? Al constructor? Nu. O chestiune de cooperare, de raportare între... Știți că e un problem. Păi bun, acum legendele... Fiecare om are felul lui de a fi... Legendele urbane spun așa.
că domnul Leuștean a trimis o groază de hârtii cu o chestie și că exista un fel de neconcordanță. Asta vreau să vă spun. Fiecare are personalitatea lui, una mai subiectivă, alta, aș zice, de natură obiectivă, în sensul în care și-o exteriorizează. Cert e faptul că s-o astfel comunicări, nu prea s-a înțeles niște lucruri acolo. Domnul Leuștean e un mare maestru, n-a trimit fel de fel de adrese și așa, numai că nici noi ne speriem până la urmă, că deocamdată noi plătim proiectul ăsta, chiar dacă l-a câștigat dumnealui. Și mai sunt niște condiționări, că eu i-am spus foarte clar, nu vreau să le dezvolui acum, i-am spus o chestiune foarte clară, zic grijă mare. Eu când promit, fac. Și nu spun acum repetitiv, așa, nu. Eu ăsta sunt și repet. Dacă îi place cuiva bine, nu îi place să fie sănătos. Acum... Adică, cu alte cuvinte, dacă nu termin lucrarea asta, nu mie a saftei. Pentru comunitatea nemțeană. Vom avea probleme de altă natură. Și nu vreau, nu vreau acum să le... în sensul să le... Mă rog. Te le scoateți la iveală. Le scoate la iveală, le pare să le însărcim. Dar văd că după discuția avută, sigur că m-am dat și cu comisia de implementare a proiectului, faptul că merge de proiect a cerut acele retragere, pur și simplu, din considerente, ăsta e unul pe care l-a sezat dumneavoastră și apropo de așa, sunt mai multe. Așa, am acolo un numit un alt manager de proiect, un om care e destul de atent pe fiecare nuanță și așa. Bine, mai sunt și răutățile de rigoare și nu vreau să intru în politică. Că de exemplu, în politică? Deci nu vreau să intru în politică, la ce mă refer? La ședința trecută a Consiliului Județean mi-a venit cu... că în polemică. Nu, nu, politică, nu politică. Mi-a venit cu niște imagini de acolo, că, dom'le, curge în tavan apa, iată așa, un trec circ de 2 lei, așa, trecând pe solemnitate și pe tot ce înseamnă ședința Consiliului Județean. Eu, făcând o paranteză, voi aplica regulamentul, dacă înainte destul de așa, că știu, mă pricep la de-astea, s-a sănăștit, nu, asta e chestiunea, ca sigur, șansa să-și păstreze solemnitatea ei. Dar nu veni cu falsul din astea, doar ca să ai motiv de discuție. Pentru că întrebarea spune în felul următor, nu cum l-ai obținut. Eu sper că n-ai intrat acolo, pentru că acolo intră doar constructorul. Nu, acolo, haideți să vă spun eu, deci lucrurile de acolo... Am și trimis, iertați, am și trimis a doua zi dimineață să nu mai vezi exact poziția. Nu, e perfect. Nici o chestiune. Adică, știți, dăm cursă niște discuții, ținem oameni așa să uite la noi, să vadă cât circ facem noi în Consiliul Județean. În sfârșit. Dar, repet... Deci am trimis a doua zi, am văzut că nu s-a verificat ceea ce a ridicat un anumit domn consilier, nu-i dau numele că nu este cazul, și cel care este acum aproape de manager de proiect urmărește îndeaproape lucrările și eu am siguranța că în luna septembrie vom participa la ceea ce înseamnă, practic, închiderea. Există vreo problemă de natură financiară care să justifice întârzierea la anumite proiecte? Sub nicio formă. Tot ce a trimis și a cerut, apropo de lucrări executate. Asta vorbesc. Da, și aprobate de către compartimentul tehnic, s-a semnat, s-a făcut orice factură, banii și-a primit, nu se pune problema asta. Deci nu sunt probleme. Nu, nu, nu. Ca să oprim alte discuții. Nu. Bun, spuneți-mi un pic, ce se mai aude cu proiectul care mie mi s-a părut extrem de interesant și bun și benefic, drumul talienilor. Până la drumul talienilor, haideți să... cu axa 3. Să trăim un pic cu axa 3. Vă rog, cu axa 3. Mai, asta va fi terminat în septembrie. Strategică 3. Strategică, da. Asta e denumirea europeană, că așa au dat-o. Tent, mai are, tent, nu știu ce, că pleacă spre Bacău, dar de acolo va pleca, știu, ca legătură spre Podul Turcului. Și de acolo, dacă cumva Dumnezeu ne ajută, da, e treaba celorlalte județe, să ieșim spre Tecuci. Asta însemnând că din Moldova de aici mai și scurtăm un pic drumul spre mare, dacă pe un drum mai modernizat. Dacă nu mergem pe autostradă. Dacă nu mergem pe autostradă, da. Deci mai avem ceva de lucru în zona Icușești, după Icușești imediat. Sunt vreo 2 km acolo, sunt niște lucrări de artă pe care le vom rezolva. Deja s-au apucat de ele. Și ce va fi bine e că acest drum, doar, nu doar că punem valoare turistică, economică zona, dar e și de frumusețe parte. Efectiv, place pe fiecare să meargă pe el. Și de ce nu să nu spunem? Descongestionăm un pic
relația Piatra Neamț-Roman pe drumul clasic. Da. Revenim asta cu descongestionatul relației Piatra Neamț-Roman o putem discuta nu numai din pe drumul clasic. Nu pe numai pe, din punct de vedere al circulației auto, dar mă rog. Da, mă rog, da, acolo e altă. Pe drumul talienelor, da? Avem acolo, vă spun că investiția e de 56 de milioane și ceva de lei. Adică 560 de milioane. În cele mai mari investiții, da. Interesant a fost că după intervenția mea în cadrul unui interviu la o televiziune, în care am spus foarte clar că investim și drumul ăsta avea de o frumusețe aparte, de o turistică, așa, și va fi un câștig pentru cele două comunități, Suceava Neamț, a venit domnul Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, și a spus, județul Suceava investește 29 de milioane de euro în drumul care leagă Măline de Borca. Așa. Sigur că mi-am pus întrebare, am înnebunit eu sau mai știu unde pe unde numai e Borca cumva și Sabasa în, și zona până sus la Strânișoara. Acolo, îmi numai, pare rău, dar domnul Flutur este domnul Flut. Mă rog, așa. Și, nu, investim iar și noi. Iar prinsul fluturilor este foarte rentabil în anumite zone din de zone. Lume. Deci investim și noi, nu investim puțin. Au fost stopate un pic lucrările în timpul iernii, chiar și cu ploile astea, acum că sunt aluviuni care fac ce fac pe acolo. Dar vreau să spun că în acest an va fi practicat în circuit și acest drum. El când are termen? Cam tot septembrie. Avem un problem cu septembrie ăsta, așa, da? Tot septembrie, așa. Bun, 31 decembrie 2023. Pe partea cealaltă, pe partea cealaltă, era un film cu septembrie și nu da. Era foarte vesel. Pe partea cealaltă, însă, apropo de Suceava, domnul Orescu, apropo de Suceava, ei au termen anul viitor, 2024. E și mai lung traseu, în sfârșit. Și sunt condiții mai speciale de lucru acolo. Pe mine mă interesează partea noastră. Da, deci se va finaliza proiectul. Da. Va fi finalizat acest proiect. Da, da, da. Deci, practic, noi... La ceea ce avem acolo, chiar am discutat cu constructorul și era un pic nemulțumit vis-a-vis de faptul că vechea noastră meternă, tragem butuci, scoatem din pădure, că așa acceptat, nu știu mai cine, așa, îi tragem pe drumul. Păi de unde am pus pietriș acolo și l-am bătătorit, l-am compactat? Cum îți permis să vii să tragi butuci, să-i scoți? Nu se întâmplă, își permit, n-am nicio treabă. Bun, da, scuzați-mă, există niște, teoretic există niște lucruri. S-au luat măsuri și iată că suntem acum la nivelul, știu, turnării covorului asfaltic. Dar, bine, nu acum, azi. În perioada de lună, două de zile, turnăm covorul asfaltic acolo. Ceea ce va fi foarte bine. Atunci va merge mai ușor butucii pe asfalt. Indiscutabil. Mult mai ușor cu butucii pe asfalt. Da. Vă mai dau o informație, numai că ține drumul național. Astăzi am început lucrări de asfaltare de la Poiana Largului la Potoci. Deci covorul asfaltic final. De la Poiana Largului la Potoci. Deci și pe zona DN15, da, se lucra Bicaz, deja, da. Poiana Largului, se va merge, am eu vorba aia, ca pe o coală de hârtie. Bun. Acum, mai avem câteva minute. Am o întrebare, dar să nu vi se pară întrebarea ciudată. Podul de la Lusca sau ce? Nu. Vă dau informația în premieră. Nu. Podul de la Lusca, îmi dați informația în premieră, dar haideți, vorbiți de podul la Lusca și lăsăm la final întrebarea mea. Da. Vreau să vă spun că cel care câștigă licitația a fost contestat. În urma contestației, Comisia Națională de Rezolvare a Contestațiilor a dat câștig de cauză altui participant. Așa cum te semna școala. Și apare următorul aspect. Noi spuneam că după toate avatarurile astea cu mediu, că nu știu, vom începe lucrările în 15 august, acolo, ne apucăm de treabă, s-ar putea ca, sigur, cel care a fost eliminat din... Să conteste și el la... Câștigătorul inițial, să conteste cel, să adreseze instanței și să ne mai ducem vreun an de zile. Deși termenul la această oră trebuie să decurgă cu celeritate, în sensul că ar trebui rezolvat în 45 de zile. Ceea ce ne-a dat o speranță că în sfârșit ne putem, eu prin august încolo, să zicem, septembrie, apucat de treabă. Dar dacă mergem pe un alt fond, că s-a mai întâmplat în instanță să meargă chiar și un an de zile ceva mai mult,
vom vedea că stăm cu mastodonții din, știu, căzuți în apa Siretului, încă... Eu vă dau o soluție. Nu se poate face nimic. Iar va fi vinovat Consiliul Județean. Nu se poate face nimic nici instanța, că niciodată nu face. Nu se poate face nici poliția nimic, că nu... Dați liber două zile, anunț-o în două zone, că acolo este mult fier vechi. Și vă garantez că în două săptămâni o să fie curat, mai ales dacă puneți și condiția să ia și betonul. Da, am înțeles. Adică, haideți să o lăsăm... Deci, deja, cum să vă spun eu, măcăne. Când o căzut podul de la Lusca, o să rog să-mi spună cineva, că nu mai țin minte exact. Anul trecut, în iunie, sau la 22, cred că 22 iunie. Îi facem de un an. Îi facem de un an. Trebuie să-i facem deja. Da, dar dincolo de zâmbet și alte chestii. Dar nu e niciun zâmbet. Nu, e o dramă, e o dramă. Eu vă spun că dacă dăm drumul, să culeagă fierul vechi de acolo, vă spun eu... Poate să vină instanță, poate să vină poliție, poate să vină... Se face o curățenie de... Nu vedeți nimic. Știți și dumneavoastră că legal nu avem cum să facem treaba asta. Eu știu că legal nu, da. Și nu știu leagă nimeni... Da, dacă... Cum să vă spun? Adică este de acum dincolo de orice limită. Dom'le, haideți să schimbăm ceva în legislația asta din țara asta. Doamne, iartă-mă. Da, sunt de acord. Bun, acum, pe finalul emisiunii, nu știu, eu v-am... Eu aș fi vrut să mai discutăm mai multe, dar... Vreau să vă informez că pe drumul pe axial, da, cerebroaxial, s-a trecut la consolidarea versanțelor, ceea ce este un lucru benefic. Problema e că... Cum adică s-a trecut la consolidarea versanțelor? Deci, cine a trecut? Deci o firmă din Suceava, prin aici vorbim direcția silvică, deci direcția silvică. A câștigat licitația. Și asta este o știre. Da, se va apuca de treabă după 1 august, în sensul că s-a trecut, în sensul că s-a câștigat licitația. Da. După 1 august, pentru că trebuie tot așa, fauna, flora trebuie protejată și... Probabil că la asta se referea Flutor. Da. La firma din Suceava. Adică încercăm să facem cu bune, pentru că stațiunea de rău și merită rolul ei în contextul turistic nimsean. Vă rog, care e întrebarea? Deci am o întrebare care pe mine mă frământă de mult timp. Haideți să vă liniștesc, mă rog. Cine conduce Consiliul Județean? Conduce executivul sau funcționărimea? Că eu din ce văd aici, din ce discutăm noi, mie mi se pare așa. Dacă trebuie făcut un proiect și se insistă pe el, totul merge cu celeritate, foarte rapid. Dacă... E metoda mea de lucru. Lăsați-mă. E bine că ați precizat. Da, deci, totul merge rapid. Dacă există, cum să vă spun eu, unanimitate în cuget și simțiri funcționărești. Dacă nu, proiectul respectiv ajunge undeva și cineva pune o frână. Iar cei din executiv pot să se dea cu capul de toți pereții pentru că li se va livra următoarea explicație. Avem o problemă legală, trebuie să vedem cum o rezolvăm. Avem o problemă legată de o procedură care nu stă. Eu vă întreb, dar cinstit, cât la sută din actul de conducere al Consiliului Județean este la mâna funcționarilor? Domnul Brănescu. Și când spun funcționar, mă gândesc inclusiv la compartimentul juridic, ca să fiu elegant. Domnul Brănescu, dacă s-au întârziat niște proiecte și ați văzut și să crezi, s-a ajuns, că nu s-au urmărit operativ pe etape. Deci, fiți atent când am spus ceva care cred că știa și dumneavoastră, sau bănuit, sau în sfârșit, să descomunizați asta. Nu s-au urmărit operativ pe etape. N-aș vrea să mă întorc, dar sunt nevoie să dau exemplu ăsta, că vă rog. E și dureros, e tragic. Avem poimă, am un poimă ăsta cu 311. Păi domnul Bănescu, care pornind în 2015, întrebarea mea este următoare. Cei care au răspuns, cum au urmărit și ce au făcut? Că nu i-a tras nimeni la răspundere, domnul.
Ori nu este mariera mea de lucru. Deci vezi foarte rând. Auzeam mai zile trecute pe aici un consilier care spunea că cea mai slabă conducere a Consiliului Județean din toate care au fost. Păi mai copilul toate, dar tu, până să spui din toate care au fost, un aia barc ce au condus ceilalți. De unde ți-ați concluit din toate care au fost? Ca să spui treaba asta, ți-ai ce comparații. Așa. Dar dincolo de această chestiune, de la mine jos toată lumea execută. Pentru că și eu execut. De la mine jos toată lumea execută. Iar eu urmăresc îndeaproape toate aceste lucruri. Al minteri stau degeaba în Consiliul Județean. Categorică am mai dus un pic zavera pe acolo. Nu este nicio problemă. E agitația de început. O să le treacă. Dar trebuie să facă, știu, nu ca mine a saftei. Să facă ce am decis cu colaboratorii mei, cu cei doi vicepreședinți, cei mai decis noi în, aș zice, clubul ăla restrâns, încât lucrurile să meargă în conformitate cu termenele, cu legea și să ne mai ascundem după, știți, aici e mai greu că e procedura cutare, să vedem, trimit o adresă la Ministerul Cutare, nu. Urcă în mașină, pleacă la minister imediat. Vezi despre ce? Sun la minister, pun mâna, adică mă implic direct în niște chestiuni. Sigur că chem la mine și mă iau la rost. E un rost din ăsta pe care, cum să vă spun, era benefic altădată. Dom'le, răspunzi în fața ceea ce te-ai apucat să, cum să spun, să faci. Nu se discută. A, nu, că sunt metode vechi. Lăsați-le vechi. Dau rezultate. Bun, democrația deci este bună, că dumneavoastră, domnule, păi democrația este, domnule, ce să mai e, simbolul, tot, tot. Da, domnule, democrația este, până la urmă, voința majorității, dar și o voință constructivă. Îmi pare foarte rău. E de dezamăgesc pe unei din opoziție. Da, suntem la conducerea Consiliului Județean, suntem, cum să vă spun eu, o coaliție constructivă, eu așa o numesc tot timpul, și încercăm să facem ce este bine, iar hotărârile se iau cu majoritatea de voturi. De acord. Deocamdată suntem majoritatea. Deocamdată. Și dacă suntem majoritatea, domnul Bălănescu, să respecte voința majorității. Dar există o problemă în democrație care se uită. Dar gara pe lângă... Domnul Asafte, există o problemă care se uită. Da, într-adevăr, ai majoritate, te duci, poți să mergi înainte. Dar cu atât mai mult când ai o majoritate... Într-o democrație adevărată, faci tot ce poți, faci tot ce poți, atâta cât ai și un feedback pozitiv, să-i convingi pe ceilalți sau să accepti și din partea celorlalți că dacă s-a greșit ceva, că se poate face. E indiscutabil. Deci asta vreau să vă spun, adică în județul Neamț eu asist de... ceva timp, la următoarea chestiune. Dom'le, noi cu ea nu vorbim, că ea sunt cu tare. Noi nu facem cu ea, că noi avem majoritatea. Deci, dom'le, haide să depășim un pic lucrurile. La mine nu există așa ceva. Toți din opoziție care au venit să discutăm o problemă, am discutat-o. Domnul Bălănescu, n-aș vrea să o spun pe posta dumneavoastră, cum n-aș vrea să o spun de fapt, dar iată că, să știți dumneavoastră că pe surse, așa mi-au venit câteva informații că la ședința trecută se voia bagatelizare, țigănierei pe proiecte, pe elemente. Și de-aia mi-a introdus acea chestiune categorică, discutăm la diverse orice. De ce? Ba, lăsați-mă, că tocmai de-aia vorbim democrație. De ce? Aveți, deci am interzis deja tot ceea ce înseamnă comisii online. De la comisie, în sfârșit, în sfârșit. Dom'le, faceți comisiile ai comisie, pe... ai amendament și încă ceva. Voi introduce regula ca liderul de grup să aibă 3 minute la dispoziție, în cazul în care are spus ceva, pe un proiect, ca să nu mai avem fiecare intervine, fiecare, dar unde vă treziți? Puțin că există o solemnitate și o disciplină atunci, a desfășurării ședinței, domnul Brănescu. Da, da, atunci solemnitatea, disciplina trebuie să fie și în ședințele de comisii. Și vreau să vă spun ceva și dumneavoastră și celor care se uită și celor din Consiliul Județean și consilierilor județeni. Ședințele de comisii sunt publice, la fel ca și ședințele de plen, cu anumite restricții unde sunt anumite proiecte gen... Bine, hai să-i secretarul, da, da, în rest sunt publice. Și eu vă anunț cu respectul cuvenit că voi cere să ni se spună când sunt ședințele de comisii ca să mergem să vedem cum se discută proiectele majore, cum e de exemplu strategia de dezvoltare a serviciilor din județul Neamț
tocmai care a trecut, și dacă întreb un consilier despre ce-i vorba în ea, mă îndoiesc că știe, inclusiv din arcul guvernamental, cum spun eu, așa, să văd și eu, în ședinții de comisii, cum se discută proiectele acolo. Că dacă nu se discută acolo, e o problemă. Sau dacă se discută cu pumnul în gură. Da. Eu propun să ne oprim aici și ne vedem într-o altă emisiune. Mai am un minut, domnul Bănănescu. De condus, conducem acolo și nu intervin alți factori în actul de decizie și în ce se înseamnă conducerea mea. Vă asigur că eu respect legalitatea, indiferent cine ar interveni să facă altceva. Nu s-a întâmplat niciodată. Dar vedeți dumneavoastră, eu am o hârtiuță aici. Dați-mi. Nu, imediat. Această hârtiuță cuprinde ceva ce a generat un mic scandal în Consiliul Județean, ultima ședință. Că vedeți câtă ipocrizie poate exista în abordarea unor... De-aia vă spun, trebuie să venim cu situații clare, serioase, pertinente, pe proiectul X sau Y. Deci s-a cerut suplimentarea concediului de odihnă la 3 centre sociale, Târgu Neamț, Oșloveni, Bozie. De ce? Pentru că la celelalte 3 centre, vorbesc aici de Războieni, Roman, Păstrăveni, s-a acordat așa ceva acum, prin 2022, în sfârșit. S-a creat o discrepanță, dacă vreți dumneavoastră, și sigur o chestiune în care defavorizați... Deci ăia pot și noi nu putem. Exact. Culmea este că... Întrebarea e dacă era normal ca ăia conform, să poată... Conform lege, era absolut normal și este absolut normal. Așa. Vreau să vă spun că s-a votat în unanimitate pentru Războieni, Păstrăveni, Roman... În unanimitate. Și acum i-am întrebat și eu în ședință, dom'le, când am fost serioși? Când am votat atunci sau când încercăm să votăm acum? Sigur că a venit un domn consilier care i-a părea dincolo de subiect, dar să fie sănătos, nu-i dau numele, că nu e cazul. Și a început să susțină, iertați-mă, o aberație. Adică ceva împotriva lege, împotriva fire și aveți împotriva... Nu bunului simț, că e mult spus. Împotriva ceea ce înseamnă să atornici unor norme pe care trebuie să le aplici în Consiliul de Egalitate și pentru unii și pentru alții. Cum să lipsesc eu de 7 zile, eu decizia de acolo, da? Majoritatea. Să lipsim de 7 zile de concediu pentru ceea ce înseamnă centrele sociale, când am dat și la ceilalți. Dom'le, nu ne convine. E o justiție, trebuie să justiție, dar nu susții acolo Gaia Mațonului așa până la calendele grecești, o teorie pe care nu poți stăpâni, nu cunoști, nu știi și tot spui altceva. Da, bun, asta dar lucrurile astea până la urmă pot fi spuse în ședință. Dom'le, vezi că ai votat acum 2 ani chestia asta sau partidul, domnul dacă Brănescu, nu tu. Am spus-o și nu s-a oprit. L-am rugat și noi vrei voturi. Ai 10, gata, o să te lumea 10 voturi. Nimic, bă, să mai dau eu 2, ai 12 voturi, gata, e bine, dar oprește-te. Ai chestiune, de-aia vreau să introduc solemnitate efectivă. Le dați pe amândouă voturile? Nu, i-am mai dat 2, mai dat populația 10, are 12 voturi. Adică toate voturile dumneavoastră îi le dați? Așa, ca idee. Vedeți dumneavoastră că e o problemă foarte delicată și lăsăm o altă imagine către ei, nu se poate. De-aia vreau să introduc solemnitatea ședințelor, într-o anumită da, condiționare conform regulamentul de desfășurare a ședințelor, cu comisiile care vor fi în plen, cu faptul că liderii de grup trebuie să vină cu problemele care le-au dat, aveți 3 minute sau 4 minute, expune frumos, e legat. Și în cazul în care problema există, ea trebuie discutată. Sigur că da. Dacă problema există. Ai o altă problemă. Că dacă e una care nu rezistă, da, o dau deoparte. Dar dacă nu... Dar să nu creăm denare artificiale și haideți să ne aflăm în vorbă, pentru că noi trebuie să mai luăm un vot de la populație. Aștept cu nerăbdare primele ședințe pe comisii. Cu drag. Așa, ca să vedem cum se desfășoară și aștept cu drag prestația directorilor și specialiștilor din Consiliul Județean. Dar sper că v-am mai liniștit cu cine conduce Consiliul Județean. Sincer, încă mai am dubii. Fiți sigur că sunt acolo conduc Încă mai am dubii. Cât sunt acolo conduc eu, fiți sigur. Știu, dar să știți că au fost foarte mulți oameni în lumea asta, în istorie, care erau sigur conduc ei și după o perioadă de timp... Am mai învățat și eu ceva din istorie. După o perioadă de timp s-a constatat că, de fapt, ei semnau. Eu n-am niciun fușe și niciun tare eram prin Consiliu. Așa, bun. Da. Ați amintit, acum e finalul discuției.
va trebui să mai discutăm, ați amintit de POIM. Eu vă mai aduc aminte de un proiect început tot cam pe atunci, 2014-2015, poate chiar mai devreme, și care nu-i finalizat nici acum. Ăla cu gunoaiele. Da, da, e acolo. Păi, acolo trebuie să vin cu tema foarte bine așezată. Deci, dacă punem pe hârtie, domnul președinte, acum, eu vă spun că va crește producția de preșuri tare de tot. Da. Pentru că, luăm așa, apă, gunoi, spital. Deci, trei domenii, nu mai vorbim de restul, cultură, altele. Nu știu, eu aș deschide o societate... Să facă preșuri. Să facă preșuri. Le-am preluat. Știu, păi de asta spun. Le-am preluat și închid și eu cu aceste spuse, acum de ultim moment. Le-am preluat și aș vrea să vă spun că soluția e ce care mi-a invocat acum câteva minute. Urmărirea lor îndeaproape, pe obiectiv, pe termen și că lucrez cu oameni. Îi chem la tine, băi, ce ai făcut? Păi nu, păi da, de ce n-ai făcut? Există un de ce n-ai făcut, explică-mi. Am trimis o adresă. Nu, abia aici încep să mă sufoc. Nu, trebuie să faci asta până la adresă. Și dacă ai trimis o adresă ca să nu blocăm proiectul, vină și eu și spune, domnul Sarte, ajungeam să o semnați, eu văd despre ce este vorba, haideți să vedem cum desconcesionăm chestiunea asta. Că avem acolo cu cine. Da, vă mulțumesc pentru atenție. Eu mulțumesc pentru participare. Cum spuneam, apreciez deschiderea spre dialog. Mai vorbim pe măsură ce lucrurile avansează în periplul dumneavoastră la Consiliul Județean. Deci, și poate peste o perioadă de timp o să aflăm și răspunsul, adică o să mă convingeți că răspunsul pe care mi l-ați dat apropo de cine conduce Consiliul Județean este adevărat. Dacă să-i spunem să-și liniște, da. Cele bune, oameni buni, ne vedem mâine dimineață într-o emisiune, promit să fie mult mai calmă și mai liniștită. Deci asta au fost liniștită și calmă, dar cu multe lucruri spuse în ea. Un domn face 65 de ani și ne-am gândit să-i facem un cadou în emisiune. Este o persoană cunoscută, dar mai vorbim. Cele bune, sănătate, numai bine, scuzați că am depășit timpul.